Totdeauna am considerat că e foarte frumos să îmbătrânim, să ne maturizăm, să căpătăm înțelepciune. Alimentația sănătoasă, bineînțeles că modul în care îți îngrijești pielea, atât a feței cât și a corpului, minutele de mișcare pe care reușești să le faci zilnic și starea de bine pe care poți să ți-o păstrezi în permanență în suflet. Eu nu cred că există trucuri, eu cred că există grijă, pur și simplu, și respect pentru tine. Eu fac sport, mănânc echilibrat și iubesc, pur și simplu. Ridurile nu apar, să știți, dacă beți măcar 2 litri de apă pe zi. Expunerea la soare îmbătrânește tenul prematur. Da, uite, s-ar putea fi un truc anti-aging. Întotdeauna la adăpost de soare. Nu îmbronzez pielea excesiv, prefer să am o piele albă, sănătoasă și mai puțin ridată. Cea mai bună metodă anti-îmbătrânire este somnul. Un somn bun, undeva după 10 seara până în 6 dimineața. De la o anumită vârstă încolo, un filler mic cu acid hialuronic sau chiar o injecție odată la 7-8 luni cu Botox, astea sunt trucurile mele. Asta e, eu la astea recurg. Și bineînțeles, cremele anti-aging, de fermitate, alea clar, sunt tot timpul pe noptiera mea. După o vârstă e nevoie să ajuți un pic lipsa colagenului din piele, nu mai e atât de elastică și de fermă, e absolut normal. Asta doar nu o să vrem să arătăm la 60 de ani ca la 30. Totul provine de la suflet și starea noastră sufletească și starea noastră de spirit întâi și întâi. Eu cred că cel mai important este să deblocăm chakrele cele mai importante. Și anume, chakra ochiului al treilea aici, să apăsăm foarte mult și să facem masaj în jurul ochilor și aici pe tâmplă și în toată zona asta cervicale, este extrem de important. În momentul în care toată activitatea ta e de om tânăr, e cel mai bun anti-age. Zâmbetul, evident. Cred că asta e cel mai important, să zâmbim, să fim optimiști, să ne bucurăm de viață, să trăim frumos. Cred că ăsta e secretul tinereții, dacă vrei.